În dimineața asta vrem să citim împreună un verset, de fapt, o să vă spun eu unde ar trebui să interveniți. Vă rog să afișați, băieți, primul verset pe care Pavel a scris Colosenilor în capitolul 3. Și voi mă veți ajuta la final cu ultima parte a versetului care spune și fiți recunoscători. Sunteți gata? Mulțumesc! Îngătuiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și... Slăvit să fie Domnul! Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim, Rema Worship. Ați făcut o treabă excepțională. În momentele următoare vom începe să vorbim despre recunoștință. Nu înainte însă ca cei de la întâmpinare să mă ajute și să împartă fiecăruia dintre voi. Haideți, dragilor, puteți să începeți. Câte un bilețel și un pix. Dacă sunteți familie, luați un singur pix. Vreau să fiu sigur că ajung pixurile astăzi. Și vă rog să scrieți pe partea necolorată motive de nemulțumire. Te gândești astăzi, cam ce motiv de nemulțumire am eu acum? Cam ce ar vrea să se întâmple în viața mea diferit? Ce aș putea să schimb? Că dacă ești serios și sincer, fiecare are ceva de scris acolo, nu-i așa? Poate să fie jobul, nu ești mulțumit de job. Boala. Clasa politică, aici cred că scriem toți. Străzile pline de gropi, traficul, nu știu, lipsa timpului, lipsa prietenilor, clima, iarna, nu știu. Orice simți că te nemulțumește, scrie acum acolo. Acum scrieți toți. Da? Orice simți că... Dom'le, aș vrea să fie diferit, ar fi important să se schimbe, da? 5 motive de nemulțumire. Haideți, vă rog, fiecare dintre voi, putem face lucrul acesta? Și vă rog să păstrați biletul, pentru că la sfârșit îl întoarcem pe partea cealaltă, dar nu acum, vă rog, completați numai partea unde scrie motive de nemulțumire. Și fiți sinceri. Fiți sinceri cu voi, cu viața voastră, da? Sunt unii care au scris 10. Și alții care se gândesc. Haideți, avem un minut ca să completăm. Dacă nu ai încă bilet și pix, ridică așa o mână să te vedem. Ok? Dacă ați terminat acolo, puteți să mergeți și acolo ca să... Motive de nemulțumire. Poate, nu știu. Nu trebuie să vadă nimeni. Ala e personal pentru tine, da? Îl iei acasă, nu te pun să mi-l arăți sau să-l arăți cuiva. E între tine și Dumnezeu. Motive de nemulțumire. Am reușit? Ok, dacă ai scris, te rog să pui biletul deoparte. Ne întâlnim cu el la final. Spre final, de fapt. Și nu mânca pixul, că mai avem nevoie de el. Care de aici a mâncat pixul la școală? Da creionul ăla cu radieră. Hai, ce bun era. Mai ales la ora de mate. Avea un gust deosebit. Ok, suntem la ziua recunoștinței. Și unul din lucrurile care ne lipsesc foarte mult din cultura americană este tocmai ziua aceasta a recunoștinței, Thanksgiving Day. Ea a fost stabilită în jurul anilor 1600 de coloniștii care au emigrat din Anglia.
ca zi de recunoștință pentru că Domnul le-a purtat de grijă în călătoria plină de pericole pe care au făcut-o traversând Atlanticul din Anglia până în Statele Unite. Însă dincolo de curcan și de vestita plăcintă cu dovleac, americanii pun preț pe manifestarea recunoștinței față de Dumnezeu și de familie. Și asta zic e un lucru bun. Însă cum să fii nemulțumit, cum să fii mulțumit într-o generație nemulțumită? Este statistic dovedit că astăzi oamenii sunt mult mai nemulțumitori decât cei din generațiile precedente. Deși cei de acum 100 de ani, să spunem, străbunii noștri, nu au știut ce este aia city break, duș, mașină sau vacanță. De ce este generația aceasta, care este cea mai binecuvântată, cea mai nerecunoscătoare? Răspunsul este în îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu. Pentru că, vedeți voi, odată cu curentul electric și cu internetul, odată cu vasele de croazieră și cu avioanele, omul a pierdut din vedere pe Dumnezeu. În 1621, coloniștii și indienii americani au împărțit între ei roadele recoltei și au dat slavă divinității. Pentru că esența răului este eșecul de a fi recunoscător lui Dumnezeu. Dacă ești nerecunoscător față de Dumnezeu, nu-L vei onora cu viața ta. Adam și Eva, bunăvoară, ei au fost nemulțumitori. N-au fost mulțumiți cu ceea ce li s-a dat. Li s-au dat toți copacii din grădină. Toți, în afară de unul. Și nu au avut mulțumire în inimă pentru toți copacii, pentru că au dorit ceea ce nu aveau, crezând că dacă îl apucă, vor avea ceea ce își doresc. Și știți foarte bine unde am ajuns. Fiul lor, Cain, a fost nerecunoscător, așa că și-a ucis fratele. Regele David a fost nerecunoscător, a poftit femeia altuia, a încălcat, făcând lucrul acesta, jumate din decalog din cele 10 porunci. Avram și Sara au fost nerecunoscători, deși Dumnezeu le-a promis un copil chiar atunci când erau bătrâni. Și și-au pierdut răbdarea și Sara i-a zis, culcă-te cu altă femeie, nu știu cât de greu i-a fost ca să-l convingă, dar el a ascultat-o. Și astăzi trăim ceea ce trăim pentru că toți arabii și musulmanii sunt descendenții lui Ismail. Avram și Sara nu au fost recunoscători. Israelul n-a fost recunoscător, așa că l-a rugat pe Aron să le facă un vițel din aur. Iuda Iscarioteanul a fost nerecunoscător. A ales bogății fără valoare, 30 de arginți. Chiar dacă era în anturajul celui mai bogat din istorie. Și aș putea continua. Însă ceea ce vreau să subliniez de la început este că esența răului este eșecul de a fi recunoscător sau mulțumitor Dumnezeului tău. Dacă ești nerecunoscător, vei căuta fericirea, exact ca Adam și Eva, în lucruri care nu ți aparțin și le vei ridica deasupra poruncii lui. Pentru că mintea ta, tu de fapt îți dorești ceva, fiindcă nu ești recunoscător pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Dacă ești nerecunoscător pentru contul tău din bancă, niciodată acolo nu va fi de ajuns. Niciodată nu vei fi mulțumit de ceea ce este acolo. Dacă ești nerecunoscător pentru soția ta, vei căuta alta. Dacă ești nerecunoscător pentru copiii tăi, vei pierde bucuria de a fi cu ei și ei zboară foarte repede. Dacă ești nerecunoscător pentru slujba ta, vei urâ fiecare zi în care mergi la muncă, în special ziua de luni. Dacă ești nerecunoscător pentru biserica ta, vei sări din biserică în biserică, Uber Church se cheamă, Uber Church. Vei sări din biserică în biserică fără să stai suficient de mult
într-un loc pentru a găsi o comunitate adevărată. Dacă ești nerecunoscător lui Dumnezeu, ceea ce face El, ceea ce spune El în dreptul tău, niciodată nu va fi de ajuns. Și ascultă-mă bine ce spun. Nemulțumirea este un păcat. Lipsa recunoștinței este un păcat. Și păcatul acesta este, de altfel, o ofensă pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu prin lipsa credinței noastre. Și am să vă dau imediat dovada. Domnul Iisus spune așa: nu vă îngrijorați niciodată de nimic. Că Tatăl vostru din cerul știe de ce aveți nevoie și vă poartă de grijă. Amin. La asta a spus amin. Hai să vedem dacă spuneți amin la următoarea. Totuși, majoritatea discuțiilor noastre sunt despre bani sau lipsa lor. Niciun amin aici. Pentru că adânc în inima noastră este o rădăcină de nemulțumire, de necredință. Și cumva, cumva credem că avem în noi capacitatea de a ne purta singuri de grijă. Atunci când zici că nu ai, atenție mare, bătrân sau tânăr, sărac sau bogat, atunci când zici că nu ai, că nu ești ajutat, că nu știi ce să mai faci, nu îl onorezi pe Dumnezeu. Pentru că El este administratorul, Tatăl cel bun care îți poartă de grijă. Avem o inimă nemulțumitoare. De aici trebuie să pornim astăzi. Știu că ați venit la biserică să auziți cât de bun și frumos sunteți. Și sunteți. Dar nu 100%. Realitatea este că avem o inimă nemulțumitoare. Și asta se vede prin biletele pe care tocmai le-am scris. Întrebarea la care vreau să răspundem astăzi împreună este: cum ne vindecăm de o inimă nemulțumitoare? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundem. Și primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu toții este că focusul nostru trebuie să fie întotdeauna pe lucrurile mari. Spuneți toți: mari. Pavel rostește de 6 ori în epistolele lui cuvintele: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Și spune el în Romani capitolul 6 așa: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robei păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Pavel ne spune aici că în ciuda circumstanțelor vieții noastre, trebuie să fim întotdeauna mulțumitori pentru mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Pentru faptul că am fost eliberați de sub robia păcatului. Cu alte cuvinte, dacă nu rostim constant și nu conștientizăm tot timpul adevărurile mari, avem tendința să ne concentrăm pe cele mici și enervante. Asta este tendința noastră de oameni păcătoși. Copilul are o lună de când plânge toată noaptea de la colici. Ți se pare un lucru major, că nu prea dormi. De asta copiii trebuie făcuți la tinerețe. Ăsta e un lucru mic. Îți spune unul care am trecut pe acolo. Va trece. Sunt oameni lângă tine astăzi care ar da orice să aibă și ei un copil și nu pot. Dar tu, în schimb, te concentrezi pe lucrul ăsta mic, temporar, care va trece. Faptul că ai un copil sănătos este un lucru mare. De slavă lui Dumnezeu pentru asta. Ascultă ce spun. Locul de parcare pe care vecinul ți-l ia în mod constant pare un lucru teribil. Acum. Dar comparat cu o veșnicie în iad, e nimic. Așa că mențineți calmul, fii un creștin adevărat și gândește-te că ăla este un lucru mic. Liniștește-te și găsește o soluție pașnică. Cei care aveți adolescenți în casă, care se întreabă în mod constant: tu ce faci pentru mine? Ei se adresează părintelor și spun: dar tu ce ai făcut pentru mine până acum? Acum, în momentul ăsta, ți se par probleme mari, da? Te fac să albești instant când auzi
replici de genul ăsta, că tu doar n-ai făcut mult. Doar ai pierdut 11.000 de nopți cu febra și cu mucilor. Ai renunțat la carieră pentru lecțiile de balet. Ai sacrificat totul pentru binele lor și ai mai cheltuit și sute de mii ca să-i aduci aici unde sunt și n-ai făcut mare lucru, nu. Însă, ascultă-mă bine ce spun, această perioadă va trece și când vor ajunge de vârsta ta, atunci tu vei arăta ca un rockstar. Sigur, mai smochiniți așa că ăștia de la Rolling Stones, dar ai să fii super cool pentru că atunci când vor fi în papucii tăi, vor înțelege ce părinți extraordinari am avut. Ce exemplu extraordinar mi-au dat și vreau să calc și eu pe urmele lor. Nu te concentra pe motivele mici și neînsemnate. Știi de unde știu că sunt mici și neînsemnate? Că sunt temporare. Astea trec. Prin urmare, sunt mici și neînsemnate. Concentrează-te pe ceea ce ai măreț. Ai o soție care te iubește în ciuda ciudățenilor tale. Ciuda ciudățenilor, sorry. Ai? Asta e un lucru mare. Dă slavă lui Dumnezeu pentru ea. Ai copii sănătoși care iubesc să vină la biserică și au un anturaj sănătos. Oh, dă slavă lui Dumnezeu. Ăsta e un lucru mare. De fapt, Pavel vorbește aici de o schimbare a opticii. Să nu ne mai focusăm pe ceea ce nu avem. Aici am căzut de multe ori. E greu să fii lider, tată, soț, fără să-ți dorești mai mult. Însă este foarte posibil în goana după mai mult, după mai bine, să te concentrezi pe ceea ce trebuie schimbat. În loc de a te concentra pe ceea ce Dumnezeu ți-a dat și este colosal, enorm, de neprețuit în viața ta. David a găsit antidotul nemulțumirii. El spune, sunt lucruri mari, colosale în viața ta. Pentru ele trebuie să fii recunoscător. Psalmul 103, versetul 1 și 2. Unde este roșu, spuneți voi. Haideți! Pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Pe Domnul și tot ce este mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Auzi, poți să vorbești cu sufletul tău. Nu înseamnă că trebuie să mergi la Izabela acolo, la spital, să te interneze la ea fără clanță. Nu, poți să vorbești cu sufletul tău. Asta face David. De fapt, poți să vorbești cu inima ta nemulțumitoare și să-i spui, nu te mai concentra la ceea ce nu este important. Binecuvintează suflete. Binecuvintează inimă pe Domnul. Cum facem asta? Cum reușim să schimbăm această paradigmă a găsirii greșelilor și a minusurilor? Simplu. El continuă să enumereze beneficiile și binecuvântările de care au parte cei recunoscători. Fii atent. Psalmul 103. El îți iartă? Spuneți mai tare. El îți iartă? Fără de legile tale. El îți vindecă? Bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu? El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să? Iarăși ca vulturul. Ceva pleșuv pe aici? Ceva vulturi pe aici? Îți doi, trei care se bucură pentru asta. Slavă Domnului! Dumnezeu ne binecuvintează. De fapt, câmpul de bătaie între mulțumire și cârtire, pentru că reversul medaliei este cârtirea, este întotdeauna mintea noastră. Este mintea. Roman 7. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea. Eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu? Slujesc legii păcatului. Cum ne vindecăm de o inimă nemulțumitoare? Punctul 2. Și foarte important. Recunoștința este câștigarea bătăliei din minte. Mintea este locul bătăliei. Omul, ca să săvârșească un păcat, întotdeauna îl concepe în minte. Vă spuneam eu când studiam 1 Corinteni, iei un gând și îl plimbi din tâmpla în stânga, pe tâmpla din dreapta și tot așa. Îl plimbi, ca la tenis. Ca la tenis. În loc să-l faci rob ascultării de Hristos,
Atenție, nimeni nu și-a înșelat vreodată soțul sau soția, random, așa, printr-o cădere bruscă. Întâi a acceptat un compliment de la locul lui, nu a rezolvat conflictul în casă când a trebuit, a lăsat să se adune frustrare, resentimente, apoi a trimis un mesaj cui nu trebuia, a dat click pe niște poze pe care nu trebuia, apoi urmează căderea, pentru că bătălia se dă în minte. Poate cunoști un om nemulțumitor. Toți cunoaștem, cred că. Ăla te ajută să-l identifici. Se plânge în mod constant. Lumea e nedreaptă. Oamenii sunt răi. Șeful insuportabil. Ăștia or fi adus, dar de fapt sunt perpetuul adolescenți. Nemulțumiți? Neînțeleși? De fapt, ei au pierdut și pierd în mod constant bătălia din mintea lor. Pentru că în fiecare zi, oricare dintre noi avem motive de mulțumire și motive de nemulțumire. Diferența o dăm la nivelul minții. Biblia spune să facem rob ascultării de Hristos orice gând. Poate nu pot să le stăpânesc când vin prima dată. Nu pot. Dar pot să stăpânesc ce se întâmplă, ce fac cu ele. Pot să le mustru numele Domnului, să spun ăsta e un gând de la diavol. Înapoi a mea. Exact cum nu putem ca bărbați să controlăm cum se îmbracă femeile. N-avem cum. Poate nu avem cum să controlăm prima privire. N-avem cum. Dar putem să o controlăm pe a doua. Și astăzi, ca bărbați, că noi suntem cei mai expuși la privire, să-i mulțumim Domnului că trăim în libertatea pe care o dă Duhul Sfânt. Amin? Și avem libertatea să spunem nu. Bătălia se duce în minte. Acolo avem nevoie de har și de putere de la Dumnezeu ca să biruim. 1 Corinteni 15. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aici este cheia. Nu suntem mai buni ca bărbați. Nu suntem mai puternici ca alții, ci suntem pe numele Lui. El ne dă har. El ne binecuvintează. El ne împuternicește. Ca să ne vindecăm de nemulțumire, trebuie să fim recunoscători pentru planul Său. Cine de aici este recunoscător pentru planul Domnului din viața lui? Ok. Sunteți câțiva. Slavă Domnului pentru voi. Recunoștința pentru planul divin. Atenție, s-ar putea să nu coincidă cu planul tău. That's a bummer. De obicei, tu crezi că planul tău coincide cu planul Domnului, nu-i așa? Toți de aici suntem la fel, da? Ca și cum Domnul ne întreabă pe noi. Ce credem noi că ar trebui să întâmple în viața noastră, nu? Hai să-ți dau un exemplu. Pavel își dorea foarte mult să ajungă la Roma. Dacă citești cu atenție scrisorile lui, dorința lui cea mai mare era să ajungă la Roma. De ce? Foarte simplu. Era un strateg genial. Pe atunci toate drumurile duceau la Roma. Și el a zis așa, în mintea lui. E foarte ușor de înțeles chestia asta. Dacă merg acolo și predic și înființez acolo biserica, oamenii aia vor avea acces la toată lumea civilizată. Se va întâmpla o mare trezire. Și acum vă întreb, pentru voi care sunteți biblicizați, cum a ajuns Pavel la Roma? Că a ajuns până la urmă. Hai să vă spun eu. În închisoare, legat, așteptând condamnarea. În schimb, el a înțeles că Dumnezeu controlează circumstanțele, sezonul, noi ce putem controla este doar cum răspundem la ele. Nu putem controla circumstanțele din viața noastră. Nu putem controla ce face celălalt din viața noastră. Nu putem asta, dar putem controla cum răspundem. Și mai târziu scrie el foarte frumos, zice, circumstanțele astea grele în care mă aflu au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un plan și planul lui este mai bun. Și haideți să vă spun de ce planul lui Dumnezeu a fost mai bun decât planul lui Pavel, pentru că prima oară când, dacă aș fi vorbit cu el la telefon, i-aș fi spus, frate Pavel, go for it. Merge în Roma. Haleluia, e de la Domnul. Așa îi spuneam. Așa îi spuneam, merge acolo și... Știți unde au fost scrise majoritatea scrisorilor? În închisoarea din Roma. Foarte simplu. Efeseni, Coloseni, Filipeni, Filimon, haleluia, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu are întotdeauna un plan mai bun. Dacă se uita și se concentra la planul lui inițial, Pavel avea motive să fie descurajat. Bă, Dumnezeu nu mă ascultă. Eu îl rog și înalți rugăciuni și el parcă nu mai aude.
Însă el a învățat să se uite la planul Domnului mai larg, nu la ceea ce cerea el și ce își dorea el, și să fie recunoscător. Poate astăzi lucrurile nu sunt așa cum tu le-ai dorit, așa cum tu te-ai rugat. Poate nu te-ai mai căsătorit. Poate n-ai obținut promovarea. Poate nu ai putut controla ce face soțul și acum ești singură. Însă, în toate, poți vedea mâna și călăuzirea lui Dumnezeu. Aici se potrivește versetul din Romani 8:28. Știu, versetul majorității dintre voi. De altă parte știm că... Nu sunteți convinși. De altă parte știm că... Lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. În planul Său divin măreț, El își rezervă dreptul să împlinească numai unele rugăciuni. Ai avut ceva rugăciuni neascultate? Asta este unul din lucrurile cele mai imputate lui Dumnezeu. În slujirea de consiliere pe care am făcut-o, în mod constant m-am întâlnit cu asta. Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Eu mă rog de atâția ani și postez și stau înaintea Domnului. Am insistat și El nu mi-a răspuns. Vai, dragul de tine. Mă faci să-mi fie milă de tine. Hai să spun cui nu i-a mai răspuns Dumnezeu Tatăl. Fiului Său. În grădină, când era determinant, crucial pentru sufletele noastre, Fiul a înălțat cea mai fierbinte rugăciune care a fost făcută vreodată pe pământ. Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta. Și Tatăl a spus, nu. Nu, fiindcă din cea mai mare nedreptate, din cea mai mare crimă, El a vrut să facă cea mai mare binecuvântare. Ca să ne vindecăm de nemulțumire, trebuie să fim mulțumitori pentru rugăciunile neîmplinite. Trebuie să fim recunoscători pentru asta. Pentru cei care mă cunoașteți mai bine, știți că am vrut să fiu doctor. Dar m-am împiedicat de fizică. Am fost rockstar, cu formație și cu studio, dar fără talent. În mintea mea am fost. Am și compus. Am început să fiu businessman ca tata. Am avut depozit angro, salon de biliard și câte și mai câte. După ce am plecat în America, firma pe care o aveam cu partenerul meu de aici a primit un contract de milioane și eu în 2001 săpam un șanț în Phoenix. Nu săpam groapa mea. Lucram în construcții. Și mă uitam la avioanele care survolau orașul gândindu-mă la soție pe care am lăsat-o acasă după 11 luni de căsnicie, la biserică și la familie. Am înălțat multe rugăciuni înaintea lui Dumnezeu și L-am rugat să împlinească ceea ce îl rog eu. Dacă ajungeam doctor sau om de afaceri, că rockstar încă mă cred, nu ajungeam în America 5 ani fără soție, nu eram expus deșertului așteptării și nu eram cine sunt astăzi. De fapt, îi mulțumesc Domnului pentru tot ce a fost mai greu, pentru încercări și mai ales pentru rugăciunile neascultate. Îi mulțumesc Domnului pentru asta. Că dacă Domnul nu mă iubea, mă lăsa în nebunia mea să fac ceea ce credeam eu la momentul ăla că e bine. Și vreau să te întreb dacă nu cumva în viața ta ești la un astfel de moment în care tu îți dorești foarte mult ceva și Dumnezeu nu răspunde. Primul semn când Dumnezeu nu răspunde este că te rogi pentru ceea ce îți dorești, nu pentru ceea ce este planul Lui. Rugăciunile noastre ar trebui să fie, Doamne, facă-se voia Ta. Ai fost vreodată recunoscător pentru rugăciunile neascultate? Sau ești blocat în nemulțumire, fiindcă tu tot crezi că știi mai bine ca El? Oh, ce-ai suferit pentru băiatul ăla. Domnul n-a răspuns rugăciunii tale. Nu știi de ce te-a păzit Domnul. Nu știi. Nu ai primit promovarea aia la lucru pe care ți-ai dorit-o. Te-ai rugat mult, ai postit. Însă nu știai că poziția respectivă ți-ar fi mâncat din duminici și ai fi răcit în relația ta cu Dumnezeu. Businessul pe care l-ai început n-a reușit,
Dacă mergea, dădeai mulți bani la biserică. Cel puțin așa te păcălești singur. Dar tu nu știai că te rugai pentru mai mulți bani și mai mulți bani te-ar fi îndepărtat de soție și de familie. Sărac așa cum ești și îndurerat, a fost modalitatea lui Dumnezeu de a te pune aproape, mai aproape de soție și de familie, să fiți acum ceea ce trebuie să fiți. Multe rugăciuni Dumnezeu nu răspunde la ele pentru că are ceva mai bun. El vechează, El cunoaște și îți dă ce-ți trebuie, nu ceea ce crezi tu că-ți trebuie. Astăzi, atenție mare, ne vindecăm de cârtire, de nemulțumire. Și suntem recunoscători Domnului pentru rugăciunile neascultate. Asta ne vindecă de nemulțumire. Ascultă-mă, cel mai bun lucru este să stai și să fii înconjurat de oameni mulțumitori. Ăștia sunt lipsitori. Te molipsești de la ei. Pentru că, să spun ceva, nimănui nu-i place să stea lângă un nemulțumitor. Unul care în mod constant, continuu să se plângă de nevastă, de copii, de servici, de biserică, de prieteni, de viață în general. Personal, cred că pe lângă taxe și injecții, ăsta e cel mai rău lucru, să stai lângă un om de ăsta. Constant nemulțumit. Și hai să mai spun ceva. Nici lui Dumnezeu nu-i place să stea lângă un om de ăsta. Îi place. De ce? Pentru că omul ăsta nu este un om al credinței. Domnul locuiește în mijlocul laudelor. De asta îl lăudăm cu tot ce avem noi. Îl lăudăm cu vocea noastră, îl lăudăm cu inimile noastre, îl lăudăm cu palmele noastre, îl lăudăm cu ceea ce suntem noi, cu totul. De ce? Asta ne vindecă de nemulțumire. Și mă rog astăzi, ca niciunul de aici să nu rămână bolnav de nemulțumire. Încă trăim o vreme în care, indiferent unde te uiți în jurul tău, oamenii sunt bolnavi de cârtire, e cârtire non-stop. Și care este greșeala lor și a noastră de multe ori? Nu ne uităm la binecuvântările Domnului, ci ne uităm la ceea ce nu avem. Nu-i așa? Așa am fost născuți, unii au darul ăsta. Intră un soț în casă, soția a muncit toată ziua, vede scama pe covor. Dar ea a muncit toată ziua. El vede scama pe covor. Asta este tendința noastră. Ciudată. Tendința noastră păcătoasă. În loc să fim recunoscători pentru ceea ce ne-a dat. Am citit despre un evreu, în Budapesta. Se duce la rabinul lui. Și spune, învățătorile nu mai pot. O ducem foarte greu. Suntem în casă nouă și stăm într-o singură cameră. Nu mai suport. Dă-mi o idee ce să facă. Rabinul se gândește puțin și spune, auzi, ce animal ai pe lângă casă? Zice, am o capră, dă lapte, dă... Spune, foarte bine, bagă capra în casă. Aoleu, cum adică să bag capra în casă? Tu ascultă-mă ce spun. Ai venit la mine să-ți fac bine? Da, bagă capra în casă și vină peste o săptămână să discutăm. Trece o săptămână, face evreul ce spune rabinul, săptămâna următoare intră evreul la rabin. Tot așa, față toată trasă, obosit. Întreabă rabinul, ce-i? Ce-i? Zice, domne, am băgat capra și nu mai putem. Miroase. Behăie sau ce face capra, nu știu. Face urât. Nu dormim, nu ne-am putut odihni. E mizerabilă și miroase groaznic. Rabinul spune, bun, merge acasă, scoate capra afară și vine peste o săptămână. A doua săptămână intră evreul nostru la rabin în birou. Evreu cu o față strălucitoare, luminoasă. Evreu îi spune, ei, shalom, cum îți merge? Zice evreu, extraordinar. Viața este așa de frumoasă, ne bucurăm de fiecare moment împreună, de când am scos capra afară, suntem numai noi nouă. Nu s-a bucurat de la început. Că erau sănătoși și că aveau unde pune capul, că sunt alții care dorm pe străzi. A trebuit o capră ca să-i trezească la realitate. Nu e așa? Acum, fie vorba între noi, să vorbesc așa mai încet, să nu ne audă nimeni. Eu cred că primarul nostru și cu oficialitățile, așa ne fac și nouă sora din Bucium. Ne-au blocat traficul. Stau la un pod, jumătate de pod, mă scuzați, de 6 luni de zile. Eu cred că-i fac anumit
Pentru că eu am vorbit cu ei și ei nu lărgesc nimic. Ei nu mai vopsesc și asfaltează nimic, schimbă niște becuri, ei nu lărgesc nimic. Tot acolo o să fim, dar ce bine o să fie fără trafic, fără construcții, nu? Și o să pățim exact ca evreu, slavă Domnului, cum e foarte bine. E la fel de înghesuială, dar e foarte bine. Dar să nu mai spuneți la nimeni asta. Dar realitatea este, de câte ori nu facem și noi la fel? Numai că noi avem probleme cu capra vecinului. Ce mașină are, dar nu știm ce îl împovărează rata aia. Nu știm. Ce salar are, dar habar nu avem că își sacrifică copiii pentru aia. Ce poziție are, dar nu știm că n-a mai luat masa cu familia de la Paște. A? Așa că să fim recunoscători Domnului pentru binecuvântările pe care le avem. Este bun Domnul cu noi. Nu știu de ce ești nemulțumit aici. Nu știu care este plângerea ta, ce capră trebuie să bagi în casă. Habar n-avem. Nu știu. Dar ceea ce îți garantez este că atunci când te plângi și cârtești, tu nu ești credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu o vede asta ca pe o ofensă, ca pe o ofensă. Dumnezeu se uită la noi, suntem cea mai binecuvântată generație din istorie. Și stă în cer și se miră. Că mergem acasă, folosim apa la baie și nu ne pasă că jumătate din populația lumii nu are canalizare. Nu știai asta? Ce-o spun eu. Că avem o mașină de care nu ne mai place. Nu ne mai place, nu. Dar nu ne interesează că 16% din populația globului, 1,2 miliarde, nu are. Numai 16% are, restul nu au. Deci noi suntem în top 10%. Dar nu, ție nu-ți mai place mașina respectivă. Ok. Apostolul a înțeles capcana aceasta și spune în Evrei în felul următor. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis. Ce? Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Fără să ne dăm seama, suntem vinovați de cârtire și de nemulțumire. Ascultă-mă ce spun, îți repet treaba asta. De fiecare dată când te plângi, ofensezi purtarea de grijă a Tatălui. Dacă te plângi că nu ești, ofensezi leadership-ul lui. El este cel care ridică oamenii. El este cel care te duce la next level, cum vrei tu. Dacă ești nemulțumit, ești nemulțumit pentru că nu ai cu adevărat încredere în leadership-ul lui. Nu este problemă cu conducerea lui. Este problemă cu ascultarea ta. Acolo este miezul problemei. Când mulțumim, ne vindecăm de cârtire și știi ce facem? Dăruim Domnului jertfa noastră. Pentru că știi ce spune Biblia? Psalmul 50 cu 23. Hai să spunem cu toți ăștia asta. Cum am putea noi să-i oferim ceva, noi muritorii, să-i oferim ceva lui Dumnezeu care este nemuritor? El are tot. Și în Biblie spune, n-am eu nevoie de vitele voastre, de argele voastre, de tot. Mie nu-mi trebuie lucrurile astea. Ok, ce ni s-a dat nouă? Dumnezeu ne-a dat nouă viață. Ce facem cu viața noastră este jertfa noastră către El. Asta este ceea ce îl mulțumește. Asta este ceea ce El își dorește. Cum ne trăim noi viața? Acum fiecare în dreptul lui. Te rog să te uiți în oglinda spirituală. Ești plin de frustrare? De neîmpliniri? De cârtiri? Sau vrei o viață cu adevărat de bucurie înaintea lui Dumnezeu? Nu uita. Înainte să ajungi la Jehova Rafa, vindecătorul, trebuie să treci de Jehova Ire, cel care poartă de grijă. Trebuie să înțelegi nivelul ăsta lui Dumnezeu. Tu vrei să ajungi la Jehova Rafa, Jehova Nisi, biruitorul, să-ți dea biruințe mare. Întâi trebuie să treci de Jehova Ire, cel care poartă de grijă. Trebuie să treci de credința aia primară că în orice circumstanță Dumnezeu se îngrijește de tine și de casa ta. Amin? Dacă nu reușești să fii mulțumitor și te uiți și vezi că te cercetează cuvântul lui Dumnezeu, astăzi trebuie să fii vindecat de cârtire. Unii parcă îi văd. Băi, Cristi, tu nu înțelegi cu adevărat soarta mea. Am citit despre un băiețel care s-a născut fără sistem imun, fără apărare. Până la 12 ani, când a avut un transplant de măduvă, a trăit într-o sferă de plastic. Într-o sferă, ca să nu ajungă în contact cu bacteriile. Niciodată în viața lui n-a fost atins de maică sa, de taie-su, de frați, nimic. A stat în sfera aia. Și înainte de operație, cineva a mers și l-a întrebat, ce ți-ai dorit cel mai mult de la viața asta? Ascultați răspunsul lui.
aș vrea să merg desculț în iarbă și să ating mâna mamei. Și tu te plângi că ție ți-e greu. Că tu n-ai. Că n-ai ajuns acolo unde trebuie. Oameni buni, dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă Dumnezeu Tatăl a spus că îți va avea grijă, va avea grijă de tine, de familia ta, ce poate să se întâmple? Așa că astăzi, nu mai da vina pe mama, pe tata, pe comunism, pe economie, pe politicieni, pe sos sau soție, e timpul să crești. E timpul să ne scuturăm de pesimism și de necredință și să începem cu adevărat să umblăm cu Dumnezeu. E timpul să nu mai fi pigmei în credință și să lăsăm laptele copilăriei și să creștem în Hristos. Înțelege, nemulțumirea vine din imaturitate spirituală. Cârtirea vine din lipsa credinței. Încetează să mai spui dacă. Încetează să-ți mai amintești toate lucrurile rele care ți s-au întâmplat. E timpul să venim cu jerfe de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Când e ultima oară când ai intrat în casa ta, apartamentul, garsoniera, oriunde stai? Și ai spus, Doamne, îți mulțumesc pentru locul ăsta. Știi că în seara asta, zeci de mii de oameni în România vor dormi pe cartoane. Știi lucrul ăsta? Când e ultima oară când tu ai intrat în casa ta și ai spus, Doamne, îți mulțumesc. Mergi acasă astăzi și primul lucru pe care îl faci, indiferent unde stai, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru acoperiș. Când e ultima oară când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru mâncare, dar nu de asta, Doamne, îți mulțumesc, dă-i. Ci să fii cu adevărat recunoscător pentru mâncare, da? Vreau să spun că de când am început predica până acum, 10.000 de copii au murit pe globul nostru de foame. Asta e o chestie serioasă, ca să ne amintim de fapt cât de prețuiți suntem înaintea lui Dumnezeu, cât de mult ne poartă de grijă de Dumnezeu. Suntem noi mai buni? Nu. Ci El ne poartă de grijă. În Haiti, mamele fac noroi, îl pun la soare să se usuce, să dea la copii să mănânce turtele alea de noroi ca să nu-i mai doară burta. De foame. Preobiților, unul din simptomele unui om mântuit este recunoștința pe care o are față de Dumnezeu. Pe ăla când îl întreb, chiar dacă nu o fi așa de bine, spune, slavă Domnului, Domnul este cu mine, Domnul mă binecuvintează. Au fost vindecați 10 leproși. Samariteanul s-a întors. Stătea în genunchi înaintea stăpânului și stăpânul îi spune, credința ta te-a mântuit. Dacă ești mulțumitor, ascultă-mă, întotdeauna vei da. Vei da glorie lui Dumnezeu. Vei da iertare celor din jur. Inima ta va fi deschisă. Așa că în momentele următoare, în timp ce ne apropiem de rugăciune, vreau să iei biletul și să scrii 5 motive de mulțumire. Vreau să te uiți acum în viața ta și să scrii 5 motive de mulțumire. Care sunt motivele cele mai mari de mulțumire? La mine e simplu. Mântuire, soție, copii, familie, biserică. Mari, astea sunt cele mai colosale. Mântuire, soție, copii, familie, biserică. Tu poți să scrii ce vrei. Sănătate, pace. Tot ce vrei tu. Cele mai mari motive de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Cred că astea ne iau mai puțin timp, nu-i așa? Că astea sunt evidente. Astea parcă iese, țâșnesc așa, ca dintr-un izvor curat, așa țâșnesc. Alealte nemulțumiri, ai trebuit să le scrii așa mai apăsat. Dar astea au fost, wow! Ca un fel de reflex, nu-i așa? Cinci motive de mulțumire. Poți scrie mai multe dacă vrei, dar 5 trebuie să găsești în viața ta. N-ai cum, mai puțin nu. E imposibil.
Și acum vreau să iei biletul, să-l întorci pe partea cealaltă, să le compari. Nu cumva astea de mulțumire sunt mai mari. Sunt colosale, sunt infinit mai mari și mai importante decât celelalte, nu cumva? Nu cumva alea mai mari le bat oricând pe alea mai mici? Și acum întreb, de ce ne concentrăm 90% din viața noastră, din energia noastră, din timpul nostru, din rugăciunile noastre, cu nemulțumirile? Și aici avem nevoie să ne pocăim. Și de asta trebuie să ne pocăim și astăzi este momentul să venim înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vreau să ne rugăm pentru... Nu ca Dumnezeu să împlinească ceea ce vrem noi, că ați auzit-o, aia e faliment. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, îi spui de planurile tale. Dacă vrei să-L faci să plângă, te rogi non-stop pentru planurile tale. Dar dacă vrei să-L onorezi, îi spui ca fiul său în Ghețimani, Tată, facă-se voia ta, nu voia mea. Pentru că voia ta este desăvârșită și voia ta are de-a face cu veșnicia de fiecare dată. Amin? Așa că astăzi vom face această rugăciune de recunoștință pentru ceea ce El a făcut, face și va mai face în viața noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase, strălucitoare, colosale din viața noastră. Și atunci când nu uităm niciuna din binefacerile Lui, știi ce se întâmplă? Astea, alte mici, câte o fi ele, parcă dispar. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Binecuvântat să fie numele Său. Și după rugăciunea asta, vom cânta împreună cu Rema Worship o cântare și vom face un lucru care nu l-am făcut aici, decât poate într-un an la Luceafărul. Voi știți foarte bine că evreii mergeau înaintea lui Dumnezeu la templu cu o jertfă de mulțumire. Ăla trebuia să fie fizic ceva. Fizic. Astăzi nu facem colectă, dar facem o strângere de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Tot ce se strânge la colecta aceasta, că este cash sau că este online, dacă donați online, scrieți acolo jertfă de mulțumire. Tot ce se strânge va fi dat în numele Domnului unei familii din mijlocul nostru, care s-a mutat de curând și care au nevoie de ajutor. Da? Nu este pentru biserică, deși și asta e foarte valabil, e templul Domnului, dar astăzi facem lucrul acesta ca recunoștință și ca înțelegere că Domnul ne-a purtat de grijă. Și ne va mai purta și de acum încolo. Așa că facem lucrul ăsta în timp ce cântăm, da? În timp ce cântăm vom face lucrul acesta, dar acum plecăm capul la rugăciune. Tată Ceresc, îți suntem recunoscători pentru Iisus Hristos Domnul, Mântuitorul sufletelor noastre. El este cel mai mare motiv de recunoștință pe care îl avem astăzi înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ai stat pe cruce pentru păcatele noastre. Îți suntem recunoscători pentru jertfa Ta, care ne-a mutat sufletul din iad în rai. Astăzi îți mulțumim pentru familiile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru soții. Îți mulțumim pentru soți. Îți mulțumim pentru copii. Suntem recunoscători pentru tot ceea ce Tu ne-ai dat. Doamne, ei sunt cei mai prețioși din viața noastră. Și astăzi, cu o jertfă de mulțumire, venim înaintea Ta și îți spunem, suntem recunoscători pentru ei, Doamne. Suntem recunoscători pentru ei. Astăzi îți mulțumim pentru biserică. Îți mulțumim pentru comunitatea aceasta frumoasă de oameni. Comunitatea aceasta în care ai lăsat unitate, viziune, curaj, putere prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care acum ne convinge și ne transformă inimile și din cârtitori nemulțumiți suntem mulțumitori. Etern, veșnic mulțumitori și recunoscători pentru tot ceea ce Tu ai făcut și vei face în viețile noastre.
Îți mulțumim pentru joburile noastre, Doamne. Îți mulțumim că avem joburi care ne ajută să avem un trai decent. Doamne, chiar dacă nu suntem acolo unde trebuie din punct de vedere financiar unii dintre noi, Doamne, știu că Tu ai mai mult pentru noi. Și ne-i vei da atunci când vom fi pregătiți. Atunci când am lucrat din greu, suficient, atunci când da al nostru a fost da, atunci când am devenit cu adevărat angajați așa cum îți place ție, Tu ne vei ridica la următorul nivel și ne vei da tot ceea ce avem nevoie. Îți mulțumim, te lăudăm, te binecuvântăm pentru toate oportunitățile pe care ne-ai dat. În numele lui Iisus, amin.